Auzi, hai să facem un proiect de ziua națională. Când a fost? Nu mai e pe 15 ianuarie. Eu știam că e pe 1 decembrie. Nu mă, nu aia. Aia deci, fii atent, Ziua Națională a Culturii, așa îi zice. Deci e de câțiva ani. Și ce se întâmplă de Ziua Națională a Culturii? Deci, știi ziua aia când toată lumea zice versuri de Eminescu? Nu. Bă, deci de aia când pe 15 ianuarie știi că toată lumea se adună cu Eminescu să ne judece. Nu vreau să zic versuri de Eminescu. Nu facem cu Eminescu, facem cu literatură contemporană. Ce zici? Care-i faza cu cartea asta? Hai la mulți ani de Ziua Națională, de Ziua Națională a Culturii, evident. Acum am ciocnit singur că suntem în continuare în perioada aia în care... Ce faci? Bine, mă auzi ok? Destul de slăbuț, să știi. Se dau mai tare, adică? Numele meu este Robert Bolan și în 2020 nu am citit nicio carte. E, nu e chiar așa dramatic cum voiam eu să sune. Am citit câteva cărți, dar culmea, în anul 2020, în care am stat mai mult în casă, am citit cele mai puține cărți. Și de asta, la sfârșitul anului, m-am gândit să fac ceva legat de cărțile anului 2020. Am cerut câtorva oameni din zona literară să-mi recomande cărți ale unor autori contemporani români apărute în anul 2020. Pentru că m-am gândit că poate sunt și alți oameni interesați. După aia mi-am dat seama că nu am cum să fac acest proiect dacă vreau să respect toate regulile. Așa că mai facem un proiect cu ajutorul Zoom-ului. În decembrie am întrebat vreo 30 de oameni, cum ziceam, din zona literară, să-mi recomande câteva titluri din 2020. La început am întrebat vreo 2-3, după aia am mai întrebat încă 2 și încetul cu încetul mi-am dat seama că apar câteva titluri la toată lumea. M-am oprit totuși când am ajuns la 30 de persoane. Întrebarea mea era destul de vagă. M-a ajuns și pe mine cu ceva. Ce titluri de cărți de autor român publicate în 2020 îți trec prin cap? Prin urmare, unii au citit cărțile de care mi-au pomenit, alții doar le aveau pe listă. Ce mi-a fost mie clar e că apăreau aceleași titluri pe listele tuturor. Așadar, să o luăm cu începutul. Locul 1, și zic locul 1 pentru că deși topul ăsta nu are un sistem, nu e făcut după niște norme, pur și simplu, cartea asta a pomenit-o toată lumea. E vorba de Bogdan Coșa, Cât de aproape sunt ploile reci.
Personaje memorabile, un remarcabil simț al limbii și al construcției narrative sunt doar câteva dintre calitățile acestui surprinzător roman al lui Bogdan Coșa. Istoria unei familii rurale apăsată de maledicția insecurității, a alcoolismului, a neșansei sociale în care tinerii își visează plecarea, ne amintește cu discreție de fragilitatea umană în aceste vremuri derutante. Cartea de plinei maturități creatoare, cât de aproape sunt ploile reci, marchează o dată pe harta prozei actuale. Asta scrie pe coperta 4 Gabriela Adameșteanu. Bogdan Coșa, cât de aproape sunt ploile reci. Se întunecase cât stătuse în bar să se încălzească. Așa că, fără să mai aștepte, prinse coarnele bicicletei și urcă pe lângă ea cărăruia care dădea în șosea. Când se uită iar, mașina stătea din nou pe loc, un pic mai departe de data asta, așteptând după un băiețel care își fugărea vacile pe mijlocul drumului. Mașina depăși pe contrasens, cu roțile din stânga ieșind pe macadam, și se pierdu în depărtare. Trecu și el strada, urcă pe bicicletă și pedală. În intersecția unde era postul de poliție, ținu drumul asfaltat, care o lua la dreapta pe lângă cele două biserici, gard în gard, de parcă ar fi fost una singură, cu două turnuri. Cea din deal stătea cu ușile deschise de dimineața până seara, dar nu-i trecuse niciodată prin cap să intre acolo. Nu știa cum arată pe dinăuntru. Nu văzuse pe nimeni din familia lui sau din Dumbrava să intre vreodată. Era a ungurilor, din comună. Ridică și acum ochii să o vadă în întregime. I se păru frumoasă. Și continuăm tot cu locul 1. A doua carte care a fost pomenită de toată lumea, Ruxandra Novac, Alwarda. Ruxandra Novac a marcat poezia din anii 2000. Revenirea ei după 17 ani este cel mai așteptat comeback din poezia română contemporană. Și ce revenire! E mai curând o reinventare, o nouă viață, un nou nivel cu toate armele încărcate. Asta scrie Mihai Iovanel. Ruxandra Novac, Alwarda. În fostele vămi dintre țări, instalaseră laboratoarele secrete în care produceau somnul pentru diferiți oameni din lume, cărora le era greu să se susțină în timpul zilei. Am ajuns acolo într-una dintre călătoriile noastre, foarte, foarte încet, cu farurile stinse, pantere mici salivând după substanță, prin hangare din Belgia. Sub fotografie, sub hartă, era un val de căldură pe care îl simt și acum, albastru, închis, toxic, o catifea arsă pe margini. Ești în structură și se desfășoară în limite. Pielea luminează. Nu te recunoști în persoana ta. Viitorul e fix. A început, poate că nu-ți dai seama încă. Între timp, erau toți câmpuri termice. În forme umane, la început, apoi diluate, alcătuind, suprapunând. Cineva care este ca tine, dar mult mai mare decât tine. Voiam o petrecere cu acțiune și apoi o petrecere cu somnifere. Lentă, secretă, plutind spre diguri pe gheața mov. Ne așteptau în parcări și continuam în sistemul de inox al repetiției. Îmi amintesc drumul, inhalând lumini din lanternă, rupând frunze în tăcere. Am avut mulți ani așa, cu o forță care acum se întoarce spre mine. Animale greoaie strivind crengi în mers la marginea pădurii. Acum au revenit. Sunt aici pentru mine. Și tot de la OMG Publishing, Denise Otai, Fotocrom Paradis. Au fost și zile în care am existat doar pentru corp. Nu doar prin corp, ci pentru el. Pentru delectarea lui hedonistă. Pe plajă cu aproape prieteni, la conversații light despre diete și posturi care îmi prospătează, las soarele și briza să-și facă treaba lor, organică mântuire și spre paradis. În momentul ăsta tot ce sunt, am puterea să dizolv. Ce altceva mai însemn decât un ansamblu prezent la sfârâiala organelor sale, lăsat în seama divinei materii și a compușilor ei neîncetat mișcători. Cum ziceam, topul ăsta nu este creat după niște reguli foarte, foarte clare. Pur și simplu am rugat câțiva oameni din lumea literară să-mi recomande niște titluri din anul 2020 și titlurile astea au apărut pe aproape toate listele.
Ambele cărți sunt publicate de editura 3, mă rog, Ruxandra Novac e publicată de Pandora M, dar Pandora M face parte din grupul editorial 3. O să încep, continuăm acum cu alte titluri din 2020 și o să continuăm cu o editură care a apărut în 2019, dar acum este deja în topul editurilor de poezie din țară. Oh My God Publishing, Gabriela Eftimie, Sputnik, În grădină. Fluturi în paranteză pe lângă maci. Un autobuz cară biciclete în spate. Străpunge cadrul. Fluturii se ridică imediat. Se dau cap în cap. Măceșul freacă meticulos geamul verandei în lumea întoarsă cu susul în jos. Din iaz, dunga dantelată a avionului se prăbușește în grădina noastră. Avem pe listă și trei cărți de la editura Polirom. Simona Sora, Complezență, Înălțarea la ortopedie. Așa era. Pe Maia o transferaseră disciplinar exact în locul unde nu s-ar fi dus niciodată de bunăvoie, în secția de ortopedie de la etajul 5. Aparent nu era nici măcar un transfer. Maia fusese angajată la ortopedie. I se oferise apoi locul liber de la sala de operație a aceleia secții și fusese simultan sfătuită să-l refuze. Nu doar pentru că nu era pregătită, căci cine e pregătit vreodată să taie oameni cu cuțitul. Dar ea l-acceptase cu bucurie. Acea sală o depășea însă fizic. În orice sală era nevoie de rezistență fizică. Dar la ortopedie, în operații laborioase care durau ore întregi, trebuia să poți ridica 10 de kilograme. Să dai găuri cu burghiul, să înșurubezi sau să extragi șuruburi din os. Toți știau, doar privind-o, că n-are cum să reziste. Însă n-o prevenise nimeni în afară de sora șefă. Ștefan Manasia, Cronovizorul. Toamna începuse brutal la intrarea în munți. Ploi și ger și nămol, prin care umblam încercând să conving pe cineva să mă ieie în gazdă. Dar pentru țăranii adipoși, alcoolizați până la delirium tremens și scurți la vorbă, eu nu eram altceva decât o vinitură. Vinitură, am auzit fără să intuiesc semnificația colosală în atâtea rânduri. Vinitură, morfem pornografic și violent, în tot cazul atât de exact în definirea ardelenilor pentru care ceilalți, oricât de carismatici și competenți, de creativi și decenți, rămân pe termen nelimitat reduși la stadiul subuman, descalificați deci prin antilogos, de vecini nedoriți. Pur și simplu de vinitură. Așa că am dormit aproape 2 săptămâni în clădirea grădiniței din sat. Emma Stere, Copiii lui Marcel, editura Polirom. Era într-o zi de luni. Vă închipuiți cum arătam. Fermierii lupește agățați de bare în 178. Purtam toți tricourile lui și blugi no name, care după capul nostru denotau competență în lumea afacerilor cu grâu. Doamne sfinte! Toate prejudecățile noastre, tot ce ne închipuiam că știm despre o uzină agricolă, s-au risipit de la intrare. Aveam audiență la o doamnă care s-a lăsat așteptată vreo jumătate de oră. Ne-am așezat pe niște scaune nasoale. Probabil scoase la pensie de băieții de la calculatoare într-o sală uriașă, fără lumină naturală. Prr, prr, făceau neoanele din tavan, la vreo 5 metri deasupra capetelor noastre. Schinci, schinci, gemeau plasticele de sub noi. Când s-a deschis ușa de termopan roșu din capul sălii, noi știam deja cam la cine avem audiență, fiindcă i-auziserăm tocurile cale de kilometri întregi. Clic, 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 clic. Și lista continuă. Vlad Drăgoi, Aer, Păsări, Bere, OMG Publishing, Dan Sociu, Pluton Scorpion, Polirom, Simona Goșu, Fragil, Polirom, Olga Ștefan, Civilizații, editura Paralela 45, Andrei Doșa, Expectativa Luminoasă, OMG Publishing, Mihail Vaculovski, Tata mă citește și după moarte, Humanitas, Vasile Mihalache, Creatura tuturor lucrurilor, editura Fractalia, Radu Paraschivescu, Requiem pentru tata, editura Humanitas, Teona Galgoțiu, Mă uit înapoi și dispare, OMG Publishing,
Radu Nițescu, Satao, casa de editură Max Blecher, Maria Orban, Oameni Mari, editura Nemira, Liviu Ornea, Viitorul Anterior, Nemira, Veronica de Niculescu, toți copiii Libreresei, Polirom și cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Robert Bălan, Like Me, 40 de statusuri depresive, editura Fractalia. Destule cărți pentru un an în care nu s-a întâmplat nimic, nu? Ele Petre. Petre mă ajută cu editarea acestui podcast. Și câte cărți sunt în lista asta? În lista pe care am făcut-o eu? Da. Sunt vreo 20, 25, ceva de genul. Okay. Da. Deci tu ai auzit de vreuna de cărțile astea? Da, am auzit de câteva din cărțile astea. De care cărți ai auzit? Sputnik în grădină, mi se pare că am văzut o reclamă. Sau ceva. O reclamă? Are reclamă? Nu știu, e posibil. Unde? Pe net sau ce? Pe Facebook undeva. Nu reclamă neapărat, ci un share. Aha. Așa. După aia nimic. Cronovizorul, nu. Și pe ce nu mai știu? Robert Bălan, Like Me, am citit-o. Și atât, cred că atât. Da, da, nu poți să zici că te-a și interesat cumva. Sau... Nu, nu pot să zic, nu. Dar ce crezi că te-ar face să te intereseze niște scriitori români? Dacă ar fi science fiction. Da, dar să știi că avem. E un science fiction aici? Nu, aici nu e, dar avem. Și cărțile astea presupun că le găsesc pe net, cumva să le cumpăr și îmi vin acasă. Nu, în curier. Bănuiesc că da, le găsești. Unele am vreo două, am văzut că nu erau, erau epuizate, că îmi trebuia mie acum pentru chestia asta. Serios, acum, în timp ce pregăteam podcastul ăsta, am încercat să cumpăr câteva dintre cărți de la librăriile online și nu le-am găsit. Stoc epuizat. Între timp s-au refăcut stocurile, așa am putut pune mâna și pe cartea lui Denis Zotai, Fotocrom Paradis, carte care a primit anul trecut premiul pentru debut în poezie la Gala Sofia Nădejde pentru literatură scrisă de femei, carte care a primit acum, pe 15 ianuarie 2021, premiul Eminescu pentru debut. Ascultăm acum o piesă muzicală după un text din această carte, o piesă făcută de Lala Mișoznichi, Dimineața după jocuri. Peliculă comestibilă care divide la putere. Copilul genialoid cu râset acid să fie lăsat să înmulțească la infinit. Dar când te trezești, rămâne univers nemilos și divizat. Chimia darnică se dispersase în fascicule luminoase, limitate să compună puțină mișcare în harta unei memorii inferioare. Dar când te trezești, rămâne univers nemilos și divizat. Dar când te trezești, rămâne univers nemilos și divizat. Dar când te trezești,
rămâne univers nemilos și divizat. Într-o dimineață te trezești singură prin București și nu prea ai bani, nici foarte mulți prieteni. Te rogi pentru un accident să te scoată din circuit sau ceva să împingă mai tare în față, afară din molozul din care credeai că ieșisești, chiar înainte să vezi petele Rorschach vine ții deasupra capului, în tavan, deasupra băiatului care stătea peste tine pe saltea, orice spunea, l-a înghițit pata. O violentare sau alienare să trimită Dumnezeu. O violentare sau alienare să trimită Dumnezeu. Însă desprindere de care să nu uit, pentru care a sut de dimineață până seara, pe care mi-o imaginez undeva îndepărtat, nu într-un cuib dintr-un cartier sărac. Alienare din butoane, cu bani și cu multe viteze. Pelicule comestibilă care divide la putere. Pelicule comestibilă care divide la putere. Pelicule comestibilă care divide la putere. Trezești, rămâne univers nemilos și divizat. Într-o dimineață te trezești. Se dispersase în fascicule luminoase limitate să conțină singură, puțină mișcare în harta unei memorii inferioare. Bani, nici foarte mulți prieteni. Și nu prea ai bani, nici foarte mulți prieteni. Te rogi pentru un accident să te scoată din circuit sau ceva care să împingă mai tare în fața ta. Afară din molozul din care credeai că ieșisești, chiar înainte să vezi petele Rorschach vine ții deasupra capului, în tavan, deasupra băiatului care stătea peste tine pe saltea, orice spunea, l-a înghițit pata. Chimia darnică se dispersase în fascicule luminoase, limitate să compună puțină mișcare. Ați ascultat-o pe Lala Mișoznichi cu un text de Deniz Otai. Noi ne auzim și săptămâna viitoare atunci când le vom avea invitate pe Ruxandra Novac și Gabriela Eftimie.
Noi am fost Petre Fol, editare, Liliana Basarab, grafică, lecturi, Virgila Ioanei, Carmen Florescu, Carmen Lopăzan. Realizator, Robert Bălan. Producător, Asociația Art No More. Proiect realizat cu sprijinul Ministerului Culturii.